După ce în urmă cu câteva săptămâni vă prezentam situația în care se află Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, lucrurile nu par a fi mai bune sau cel puțin să fie vreo schimbare. Singurul lucru bun de care au parte bolnavii din spital este acela că medicamentele încă mai sunt distribuite de către furnizori, chiar dacă datoriile spitalului ajung la 550 de miliarde de lei vechi. În momentul de față există medicamente și materiale sanitare în farmacia spitalului și cu aceste medicamente și materiale sanitare pe care le avem, putem asigura în condiții de siguranță activitatea medicală. Distribuirea medicamentelor poate fi însă oricând stopată de furnizori. Cu toate acestea, spitalul nu poate să plătească mai mult de 2-3 miliarde de lei vechi lunar din datorii. O altă problemă foarte gravă cu care se confruntă spitalul și care deocamdată nu se simte este cea a salariilor. Mai exact, managerul spitalului a menționat că bani sunt doar până în septembrie. Cu toate astea, speră să nu se ajungă la o situație mai grea. Salariile se dau, încă sunt bani și sperăm să nu ajungem în situația de a nu putea da salarii personalului. Nu cred că se va ajunge la această situație. Dacă nu vor trece cu bine peste această perioadă, conducerea spitalului se vede obligată să facă restructurări în rândul angajaților și nu este singura veste proastă. Dacă nu își va achita datoriile față de furnizorii de medicamente, materiale sanitare și alte servicii, spitalul riscă să rămână fără mobilier, aparatură și chiar ambulanțe.